Cum nu? Nu, te rog, numai noaptea anunții. Altfel nu concep. Totu, ce vrei, cioară? Te întreb pentru ultima oară, nu vrei să te înscrii pe lista ălora de vrea să devină femei noi? Mai bine moarte. Da? Schimbăm acasă. Obți fata mamei, locotenentul ăla al tău după care suspin zi și noapte. Florin, al meu. E ăsta. Îți place cum stă uniforma pe el? Ah, e superb. O să-i dea partidul alta, în dungi. Nu. Ba da. Păi ce-a căutat el fă pe frontul de răsărit să omoare oameni sovietici? Păi dacă l-a trimis... Păi și el de ce s-a dus fă? Ca să omoare femei, bărbați, copii sovietici, s-a zis cu el. Au și dacă semnez? Închidem ochi. Mhm. Dă fă hârtia aia. Dar pe urmă să știi că m-a sinucit pe bune, să știi. Îți trimitem la mormântare fanfară militară? Auzi, Persido? Văd că nemuritoarea învățătura lui Marx și Engels te lasă rece. Ba nu, dragă, mă încălzește. Auzi, mă, băiețelul ăsta frumușelul mânca la mama. De la liceu în mănăstirea dealului și îi trimis tu ban lunar. Nu-i cumva al tău? Să nu îndrăzești. Nu pot să fac asta. Oare ce se va întâmpla când se va auzi la școală cu ce se ocupă mama lui? Hm? Și el, ce va zice când vor auzi colegii lui? Nu te rog! Ba da. Ce facem tipitoarele, tăticu? Ce facem? O făricălare? Dar să-i dracu de bărbat! Ieși! Ieși că s-o tai! Ieși, n-auzi că s-o tai! Nu da! Nu da! Nu da! Stai! 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 Go! Și acum, dai tu drumul la pista de la Canaliș. Ai văzut comunism mințind? Dar pe locurile dinainte stabilite. Comportați-vă tovărășește. În curând vor veni tovarășii. Trebuie... Frați români, toate ar fi bune, de ar fi și ceva blănită de pus pe cal taboș, dar... Este. Hai, unde mă, Jidan? Nene, ia ce-mi te dă ăsta, vreau. Ți-te după mine. Sărut mâna, cât? În cinstea mari sărbători, 5, la curat. Merge. Hei, 5. 500 pe vremea asta. E, uite aici, 350, atât am, hai că merge. Oh, mamă. Atenție! Ești tu, ești... Cu ochii pe poșete și în buzunar. Și la buzunar. Mă, de ce nu fii fiecare zi nașterea lui Stalin, hă? Nașterea măsii. Auzi, mă? Ia bine să spun o vorbă două. Hai,
Trăiască tovarășul Stalin! Mare hegemon! Auzi, mă, dacă mi-ai spus o vorbă, te termin. Stalin! 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 Stalin și poporul rus libertate ne-a adus! În schimb, mie mi-a luat ceasul. A fost rău cu Derdidas. Dar mai rău cu Davai Ceas. Eu tovarăș. Tovarășul spune cuvinte murdare, urâte, despre frații noștri mai mari, despre tovarășii sovietici. Mai fin, mă, boule. Mai cu perdea, ce dracu. Du-te. Vine, domnule, cum mă vezi și cum te văd? La primăvară aici. Cine? Americanii. Am auzit la Radio Londra, eu personal. Vin tovarășii! Vin tovarășii! Vin tovarășii! Vin tovarășii! Adunați-vă în fața tribunei pe grupurile stabilite jos, de fă și scorturi de militari. Aveți grijă de copiii de dusare în fața? Alo, alo! Toași, toași, ne-am adunat, declar deschis mitingul nostru. Ce mișto ești! Mersi! Frumoasă ești, jucaroaica mea! Ia-o, să-ți fie cu noroc! Ia-o, Bob, pune-ți o dorință și supra. Gata? Nu, nu, nu! Nu mai e noapte anunți. Hai bine, gata, uite. Uite aici pe obraz un pupic, ca doi frățiori, da? Bravo! Ia spune, crezi că o să le plac părinților tăi? Hă? Trăiască armata sovietică eliberatoare! Sunt băieții noștri. Asta e noua uniformă armatei române. În colonarea pentru manifestație. Mai repede, tovarăși. Hai, 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 mai cu viață, mai cu viață. Respectați ordinea stabilită. Draperele sunt pe coloane, apoi portretele sunt repetate.